în așa situație te bucuri că ești biciclist și că poți merge mai repede decât coada, până găsești, iată, câte unul cu Audi care ți iese în cale sau vreunul din ăștia parcați de cu spatele fără să se asigure, sau din ăștia din trafic cineva poate să-ți deschidă ușa în cale fără să se asigure. Și atunci s-a terminat bucuria de a pedala și de a trece ca cuțitul prin mămăligă. Strada Sebastian, București. Deci semafoarele nu mai funcționează din cauza furtunii. Și din câte am văzut, noi avem prioritate aici. Suntem pe drum principal. Și un centru comercial care o ard și acum e în toiul reparațiilor. Și trotuarul s-a mutat carosada. Stația au rămas fără acoperiș. Nici nu a avut vreodată.